noi acuzații grave la adresa oamenilor Laurei Codruca Kövesi, cum ar fi băgat în pus subliniere Cerio avocat cu denuncuri false. Este la ivea al noi acuzații incendiare la adresa oamenilor subliniere Feidna, Laura Codruca Kövesi. Se pare ce un procuror ar fi băgat o avocat la pus subliniere cerie prin intermediul denuncurilor false. Probe falsificate, denunurei la comand, trocuri cu interlopi pentru anihilarea persoanelor indezirabile. Sunt doar câteva din acuzaile unei avocate aduse procurorului Andrei Bodean de la Dna Constana. Femeia susține ce a ajuns victim colateral într-un dosar de corupție construit de Bodean pentru a se răzbuna pe fostul său prieten, avocatul Sorin Calaici. 31 decembrie 2011, procurorul Andrei Bodean și avocatul Sorin Calaici petrec revelionul împreună. Setiu de ani buni și nu e prima dată când chefuiesc împreună. La un moment dat, magistratul îi face avansuri soiei avocatului. În 2012, la puțin timp după petrecere, avocatul îl înfrunt pe procurorii are loc o altercaie. În acel moment, Bodean i-a fixat în Calaici o int pentru dosar penal. IGST o familie de rom din Constana cerora le cere să scrie un denun la comand în care l-acuz pe avocat de fapte penale. Li se promite să cederea unor pedepse extrem de grele pentru tentativ de omor deosebit de grav. Faptul ce denunurile au fost scrise la comand este recunoscut chiar de cei care sunt gata să fac târg cu Bodean. În această coaie este prins și avocata Mihaela Bodârlu, o avocat din București, care colabora la vremea respectiv cu Calaici. Îi se cer mărturii împotriva colegului, dar și împotriva unei judectoare bolnave de cancer, în fază terminal. Este amenina ce dacă nu face acest lucru nu se va mai întoarce liber acasă la copil. Discuia în birou a fost a, vin eu cu maina mea sau merg cu dumneavoastră? I-au zis. Dacă merge-i cu mine, vei întoarce-i acasă. Dacă nu, nu știu dacă vei mai întoarce-i. Pe drum mi-a spus numele unor judectori. A doamnei Ianca, acum știu ce e femeie, am crezut ce e bărbat. Cua Ciprian, îl cunoteam pentru ce era judector în dosar, Mitu, era judector în dosar, doamna Frangu, fusese judector în dosar, dar apoi pleca dânsa și a venit cu a Ciprian iepure. I m-a întrebat, ce ții despre tia? Am zis, Mitu e judector în dosar, cual este judector în dosar, doamna Frangu a fost judector. I despre Ianca Iepure, ce pute i se ne spune i? Pe i nu-i cunosc? Pe i tia au luat pag de la Sorin. Atunci mi-a explicat ce are nevoie de un denuntor bun. Voia să bage la închisoare pe doamna Frangu, care a murit, a declarat avocata Bodârlu, conform Antena 3.